Salutare, prieteni! Sau bună dimineața, că e dimineață. Am o treabă iar pe la dentist. După aceea merg la Leo, prieteni. Am văzut că a stat iar pe TikTok cu Totorino până noaptea târziu. Și pe la 11 sper să dau de el pe la apartament, prieteni. Sper să se trezească, să nu se trezească pe la 3-4, ca de obicei. I-am lăsat mesaj și pe comentarii, dar n-am văzut. M-am lăsat în privat pe WhatsApp și mi-a răspuns până la urmă și a zis că ok. Rămâne să ne vedem mai devreme. Avem o treabă de rezolvat și eu și el. Telefoanele. Și hai, ne revedem pe la 11-12. Bam, bam, dimineață. Ca să nu credeți că e noapte. Sectorul 3. Prieteni, am ajuns la Leo. Ce credeți că face Leo? Pe TikTok. De vorbă cu gagicile, prieteni. Ia uitați, ocupat. Hai, vorbim mai încolo. Să vedem ce facem azi. Sănătate, libertate și pace pe pământ, prieteni. Bam, bam. 10 puncte, băieții. Ca să vezi... Ca să vezi o gogoașă, o... Aoleu, atât de sărați sunteți, mai sărați ca mine. Parlamentul, Doamne! Joacă Leo pe provocare. Capitate de provocare. Tina! Te-ai gândit la provocarea asta? Să mă conving pe mine, să vedem dacă poți. Păi nu să convingi, să combini. Să cuplezi. Păi nu, e... Ba da, să-ți demonstrezi ție și să demonstrezi la toată lumea că poți. Uite să mă combin cel puțin să vedem dacă ieși cu tine la o cafea. Eu nu știu acum. Eu nu vreau să ies. Să vedem dacă poți. Dacă reușești să te prăjească. Cristi, mai dai drumul ultimul meci,
Al treilea meci cu Leo de la Sehaia, prieteni. Am intrat să te salut. Cam eu te salut, Leo. Mi-e place când îi Leo, ce lasă? E singurul care îți dau accept la jocuri, în rest eu nu las, joc. Marinela, să știi că nu las. Că știu că n-ai 80, dar stai liniștită. Gabriele mici și ceafă de porc. Doar atâta. În rest, cum te simți, Leo? Ești bine, sănătos? Să rămână, mersi, Adriana. Da, da, chiar simt, mă simt bine. Chiar mă bucur pentru tine. Mersi, Crist. Asta ești forță, Leo. Hai, tap-tap, tap-tap, să dea dați Dumnezeu. Dați-i tap-tap, Leo, dați-i tap-tap, că merită. Super că nu pun Gabriel. Mâine ca Meli. Eu în dileaua cred că doarme, prieten, nici nu știu pe unde doarme, pe unde apucă. Asta e pentru Leo. Nu, un mic. Un mic mare, da. Un mic, un mic sau un mic mare. Un mic mare. Păi Leo, dar ce ai făcut cu dileaua? L-ai luat la tine în curte? Da. Bravo, felicitări. L-am iertat, frate, l-am iertat. Ce... Auzi, Leo? Da. Deci tu ai făcut singurul gest frumos, în rest l-au alungat toți. Bravo, felicitări pentru gestul tău. Păi e fratele meu, viteg frate până la urmă, n-am da, dar nu lași în stradă niciodată că... Indiferent ce greșeală îl faci. Bravo, bravo, frate cum gândesc. Bravo, Leo. Îl iei la București? Da, da, l-aș lua. Foarte bine, dar ai grijă, nu mai da bani așa de buzunar, de băutură, că se distruge. Lasă, să bea și el, ce să-i fac? O bere așa, da, dar nu prea mult. Da, dar el dacă bea o bere să-mi bată, care darul beției. Atunci ce facem? Că poate să moară de la băutură. Bere. Poate să moară de la băutură, Leo. Cine s-a supărat pe mine, Ion Dilea? Auzi, că-i dă Cosmin palincă, auzi. Băi, Cosmin, auzi, că are palincă de vânzare. Ia întreabă, are 20 de litri? Ai, mă, 20 de litri? Cu cât de litru? Cu cât de litru? Ia, cât e litru și cât ai 20 de litri? Ia, să vedem ce zice el acolo. No, că se pleacă în America, pleacă în asta, nu are timp să le ia la el. A, păi n-am cum să-l iau. Singurul care le iau la mine e Leo, dar fără șatră. Auzi și care băutură. Și cât ai litru, Cosmine? Am 1000 de litri, acum de palincă pură, auzi? Bă, spune că n-are cum să aibă el 1000 de litri de palincă pură. Și unde o ține? Ăsta e mincinos, mă, Leo. Că n-are rău nici în casă. E mincinos ăsta. Da, Marinela, da. Apariu cu el că n-are 1000 de litri, că el minte. El nici nu știe ce înseamnă 1000 de litri. Are o problemă gravă, Ion. Da, ai dreptate, Virginia. E vorba că pe bune chiar are o problemă. Prea pe bune. Acum nici mama nu e de vină, serios. Ai o problemă? Adică el merge până la colț, bea o pălincă, bea o țuică și s-a îmbătat în ea. Bună, Laura. Da, Cosmin, o să vin la tine când vii din Siracuza. Mai ești în Siracuza? Da, Gabriel, cred, știu, dar n-am ce să fac. Legionarule, unde ai fost mai? Ai fost pe aici, pe TikTok, pe cine ai mai văzut? S-au mai abonat la tine la contul de YouTube? Prieten, cine vrea să se aboneze la contul de YouTube Aristica Legionaro, pentru că este vărul meu, prieten. Bună, Camelia. Deci Aristica Legionaro de la Strehaia. Bună, Adriana. Da, chiar așa e, face pe el, adică... Dar n-am ce să fac decât să-l duc la un spital, dar nu vrea să-l ducă la spital. Pentru că când ajunge la spital se trezește. Auzi cum vrei ceafa, Leo, mai sântă sau mai uscată? Mai bine făcută, Cristi. Mai bine făcută, stai așa, gata. Cum da. Imediat. Imediat. Vine friptura, o trimit prin poștă. Și patronul unde e? Nu mănâncă și rău friptură? Patronul face din alea care ai făcut și tu acum câteva zile. Adică spirituri. Exact.
Opturi și șuruburi. Patroane! Doar, nici nu mă aude patronul acum, l-a luat somnul. Dar e bine miros, dar nu știi că e bine miros. O să iasă și el pe aici. Deci, Cristi, hai că te las, că nu mai pot de somn, frate, e târziu, am stat și așa până. Intrați să te salut. Hai, vorbim la telefon mâine. Mă bucur că ai intrat foarte bine, că faci singurul care îți dau accept la jocul, în rest nu joc cu nimeni. Hai, sănătate, noapte bună, Leo, numai bine. Totul noapte bună. Deci tu că eu nu pot să ies. Da. Dacă vreau, nu ies. Ok. Te pup. Americane, acum ce mai dai, mă, ți-ai... Băi, americanule, tu ce faci, mă, acum, ți... Bună! Îți strici și gardul și intrare. Ai văzut că ți-a făcut cu mâna? Da, mi-a făcut mă. Ai, da. Băi, stai să văd unde vine asta. Băi, americane, se supără Negoiță pe tine, fii atent. Cine? Negoiță. Băi, dar te dai și ochelari, ai matat niște ochelari? De soare? Nu, băi, așa, parcă aveam și eu... Uite de soare care sunt acolo. De soare, decât să... Pă, la Ozi, acolo, la fereastră. Da? La camera lui Ozi. Mă zic că treci acasă, n-ai voie afară. Ozi, treci acasă, treci acasă, treci. E mai bine așa, băi, decât... Aha. Uh-huh. Deci se supără Negoiță, ai dat poarta cu Negoiță. Da, bre, da. Aolo, nici mi-am dat seama, bre. Să mă ierte Dumnezeu. Cum e, mă, american? Șmecher americanul ăsta, de... Mă rog? Nu. Gata, l-a rupt? Da. Bravo, mă, americanul. Vrei, acum, acum, să vedem cum fac aici. Da? Parcă mai trebuie, vre? Hmm? Parcă mai trebuie puțin. Adică nu, că uite, e rupt. Da, da. Atunci... O să tai și sârmele astea de jos. Uite și asta. Vezi? Da.
Băi, americanule, ce ai putut să faci aici? Este? Ce să fac, bre? Vreau să schimb poarta, bre. Și știi ce vreau să-mi iau? O plasă de-aia. Adică după ce ai pus cu negoiță și cu ăstea, acum... Da, se vede că poate... Îi dai jos, te-ai supărat pe ei? Nu, deocamdată nu s-a supărat pe ei. Să vedem, bre. Dacă o să fiu vreodată supărat pe ei. Mă mai gândesc. Negoiță e prietenul nostru. Da, asta zic, să vedem. Păi nu, păi trebuie jos, de jos. De, stai de aici, așa. Da. Păi cam... E U ăsta, vre. Și îl faci... Îl faci V. Era bine să tai cât mai jos? Nu, de ce? Da. Nu, mai, păi jos, jos, adică jos. Acolo, aha, da, da, da. Mai? Așa. Tai cu talent, așa? Cum? Tu tai cu talent prima dată lateralele, a? Da. Ah, e șmecher. Avem mai mult oprit, bre. Cade, cade. Normal. Și nasul ăsta că n-am apărătoarele. Da. Ia uite, americanule, ce bine stă cu ochelarii ăia de soare, bravo. Da, bre. Adă-i nimic. Man, man. Yo. Mamă, american, bă, tu demolești și toată poarta, toată din betonul scoți. Uite așa. Uite așa. Așa, așa. Uite, are și unde ăla. Ia uite, vreau să vezi ce vechitură am aici. Ce? Ia. Băi, nu iese? Aaa, trebuie tăiat. Bravo, mă, americane, bravo. Mamă, ce... Mamă, cât fier! Asta e... Ce e ăsta, american? E fier beton. Nu, bre, e de la... Platină. A, din platină, bre, nu știam ce la ce te referi. Ai pus platină la poartă. Da, bre, da. Dacă îi dau cu tucanul, merge? Păi ai tăiat-o de jos? Cam tăiat, dacă... Păi dacă o tăiai de jos, trăgeai de... Auzi? Nu, nu, nu-i tăiat-o de jos. Ia-ți nu, dă-i jos, jos, jos! Mă, dă-i jos, jos, mă, acolo. Da. A, noi, noi, noi. Noi, trebuia un disc de ăla mare, vrei? Hai că mai are puțin și gata, nu mai e mult. Tu vrei și flex de la mare. Hai să văd de unde mai trebuie. Păi tot acolo, de unde ai tăiat, numai că mai profund. Să intre mai mult. Uite că a pătruns aici, cred. Păi da, trebuie să pătrundă de jur împrejur. De aici, poți. Stai, stai! Acum trage de el încoace. De sus, de sus, încoace.
Așa, gata, bravo, american. Merge, bre. Da, așa. Ia, umflă-ți mușchi acum. Așa, așa, așa. Bă, dar nu a cedat de sus de acolo, stai. Ai zis că n-a cedat. Dar nu-l ține. Nu. Să-ți dau un ciocan. Da-i. Așa, bravo. L-am văzut, prin că n-a cedat. Mamă, ce forță are americanul, frate. Zbang. Forța ursului. Puterea ursului. Ai mâncat puterea ursului. Bre, acum dă-i și mața pe ăla, că eu nu mai pot. Îți dau 10 milioane. Nască pe ăsta, le mai lăsăm. 10 milioane, bre. Americani? Da. Ăsta îl mai lăsăm până... Ce să mai lăsăm, bre? Uite, aia moțul ăla verde de sus de acolo. Ce vrei, să tai pe ăla? Mai bine pe ăla, da. Nu, bre, lasă, dau jos tot. Nu, lasă, mai... Păi, dar nu te băgăm, ia oprește camera. Americane, stai să zic. Zic. Americane, prima dată să faci acolo și după aia, că dacă ne iese ozi afară. Ce dreptate, mă. Ai auzit? Și care e problema? A. Că n-a luat gardul. Și o să pun pala. Păi da, și de-aia zic. Până când iei gardul, că o să iasă ozi în aibii. Așa e, bine, dreptate. Gata, bă, oprește-l, te rog frumos. Bine, bă, americanule. Hai, deloc. Bravo, americanule, ești gospodar, deci, nota 10. Deci am făcut 10. Și pe camere, ai văzut? Gata. Eu nu credeam că tu știi să tai cu flex. Nu credeam, dacă nu te vedeam aici... Că sudez, că trag cu flex. Da, băi, da, ești bun. Mă, mă mir că nu... Ce? Nu-ți găsești o femeie de-aia ca lumea să te ia de bărbat. Hai, lasă, dă-le încolo. De-aia plină cu de bani. Da, așa, da, da, nu, hai, bafta, americane, am plecat. Hai, să pun aici poartă.